Bună ziua! Bună ziua! Întrerupem camerele roșii. De ce? Pentru o situație, dacă aș vrea să-i folosesc cuvintele lui Radu, aș zice penală. Wow! Penală! Ce s-a întâmplat? Da. Așadar, dragi telespectatori, ăștia ne sunt concurenții, ne mândrim cu ei, ne fălim cu ei. Ce-au făcut? V-am întrerupt camerele roșii pentru a explica unor concurenți o situație. Hai să facem conexiune. Băieții ceva au făcut. Ce deci l-am respectat. Doamne, că așa e. De ce nu-ți recunoști vina? Să fii bărbat să spui, băi, aia e, bă, am fost eu prost. Eu n-am zis că eu nu recunosc vina. M-ați auzit pe mine să cer, la cameră să mă duc să... Eu n-am zis că eu nu-mi recunosc vina. Eu am zis că eu îmi recunosc vina. Bună ziua! Rămână, bună, ziua. Bună! Radu, noi nu suntem penali. Dar să nu pici tu într-o situație jenantă. Am întrerupt camerele roșii ale fetelor ca să-ți explic să fii mai atent pe viitor, pentru că nu este ok ce faci. Și să nu mai ataci producția. Dar n-am spus că dumneavoastră sau cineva din producție este penal. Dar doar cine? Că jocul nu mi s-a părut... Care o... joc? Xenia l-a pupat pe Bogdan! Mă scuzați atunci, îmi cer scuze, eu n-am știut de fapt că chiar l-a pupat pe băiatul ăsta. Și de ce jignești producția, te întreb? Doamna Andreea, dar n-am jignit producția, eu am spus doar de joc. Este penal! Tascurile astea sunt penale, producția este penală. Doamna Andreea, acolo este ușa, te vorbesc afară. Doamna Andreea, deci chiar n-am spus de producție. Ce cauți într-un loc în care te simți într-un mod jenant? Mi se pare aiurea că eu n-am spus că producția este penală, doamna Andreea. Eu m-am referit doar la joc. Îți fac material? Dacă-mi dați două... Îți fac material și dacă e ca mine pleci? Prin descalificare? Nu, că te-am auzit. Răspunde-mi! Nu. Doamna Andreea, încerc... Că mai există oameni ca Ionuț în casă să-ți explice și ce crezi. Nici pe el nu-l asculți, mai rău decât atât, îi induci și lui gândul tău. Noi nu ne batem joc de nimeni, nu creăm situații penale, da, avem teste, dar în momentul în care voi vă jucați și noi vedem că jocul se duce prea departe, noi vi-l întrerupem. În momentul în care noi avem un test pentru voi, în momentul în care vedem că merge prea departe, îl întrerupem. Vă dăm posibilitatea să renunțați sau vă avertizăm. Opriți-vă, este prea mult, nu este ok. Atunci eu chiar nu mai înțeleg nimic. Pentru că e foarte simplu. Tu ești singurul vinovat. Tu nu ai înțeles. Atât. Doamna Andreea, eu am crezut că este un task din partea producției și îmi cer mii de scuze dacă cumva am vorbit, mii de scuze dacă am vorbit cumva în vreun fel jignitor la adresa producției, deși nu mi-aduc aminte, am spus doar de joc în sine că este un task. Îmi cer scuze, doamna Andreea, repet, dacă cumva este așa, îmi asum și da, am vorbit. Dar treaba a fost în felul următor. Bogdan a venit de la fete, ne-a spus că s-a pupat cu toate fetele, ok? După a venit și ne-a spus că nu s-a pupat cu toate fetele și am văzut-o. Ba da, Bogdan a spus și fetele v-au spus că m-am pupat cu ele. După a venit și ne-a spus că de fapt nu s-a pupat cu fetele și Xenia era supărată că eu m-am pupat cu Bianca. Și Radu, nu înțelegeam nimic. Dacă la mine vine acum Kinga și îmi spune că tu ai furat ceva, eu să sun la poliție până nu verific eu? Păi doamna Andreea, treaba a fost verificată odată, pentru că eu am fost în casa fetelor și mi s-a spus că Xenia s-a pupat cu Bogdan. După Bogdan vine aici și spune că de fapt nu s-a pupat. Radu, în momentul în care aici în casa iubirii, nu știu, oricare dintre voi a fost așa un pic mai curajos și a zis, da, lasă că vin eu și beau tot paharul ăla de apă. Vi s-a scris pe televizor, mergi și țineți promisiunea. Nu vi s-a dat un task de către producție. A, mă scuzați, eu n-am știut, dar nu eu știu că de obicei primim pedepse și la astea. Ai posibilitatea să mergi și să-ți ții promisiunea. George, cum ai zis? Da, eu... Vreau să merg și eu să mă duc să pup toate fetele. Ți s-a dat ocazia să mergi. Eu nu știu ce ai zis. Lasă că mă duc să o pup pe... Bianca. Pe Bianca. Ce ți s-a scris pe televizor? Să merg să îmi fac promisiunea. Poți merge să-ți îndeplinești promisiunea. Nu ți s-a spus mergi să o pupi. Cu și ție, Radu, ți s-a spus la fel. Ai înțeles? Era alegerea ta mai departe. Erau cuvintele tale. Ai înțeles? Da.
vă rog eu mult de tot, producția nu este de vină pentru că voi aveți gândurile vraiște. Pentru că voi nu sunteți siguri pe sentimentele voastre și pentru că voi și pe fetele voastre și pentru că voi vă place să vă faceți scenarii. Sunt cazuri și cazuri, sunt situații și situații. A fost foarte simplu. Fetelor, v-am spus ce pedeapsă primiți dacă nu-l pupați pe Bogdan? Nu. Bună dimineața, nu primeați nicio pedeapsă. A fost un test. Alt test. Și pentru voi și pentru noi. Nu, da. Pentru voi n-a fost. Au căzut unii oricum. L-au pupat sau l-au pupat? Da, l-au pupat, Ionuț. Dar nu se numește pupat. Ating. Reveniți-vă. I-au atins ating. Buzele. De care percepem... De ce aia, doamna o Andreea? O milisecundă, dar nici nimic. Măcar atât. Pot să le explic, doamna Andreea, ce s-a întâmplat? Numai, Bogdan, las. Las că a fost suficient, e prea mult. Doamna Andreea, fiecare percepe cum... Toată ziua a fost mapas. Este foarte simplu. În momentul în care... Fetele au venit în casă și au extras bilețele. Nicolete i-a picat un task din partea producției. L-a refuzat și a zis, prefer pedeapsă. Și a luat pedeapsă. Sorin, de ce ești nemulțumit că a fost pedepsită dacă ea a ales, a fost alegerea ei? Pentru că nu m-am așteptat să fie și ieri și astăzi și atâtea pedepse. Pentru că pedeapsa poate să țină cât o vrea ea. Nu m-am așteptat la asta. A fost una ieri, okay. A mai fost una astăzi, a mai venit una, adică... Nu, aia e doar una. Da, și azi e doar una care nu are un termen pe care voi să-l cunoașteți. O pedeapsă, ce înseamnă? O plăcere? Că ai zis, de ce nu mi-au trimis-o pe Kinga? Sau pe Larisa? De ce să-ți facem o plăcere? Dacă pedeapsa e pedeapsă? Stai puțin, pe ce? Suntem pe prietenie? Nu, suntem pe pedepse. Dar nu ai fost atât de dezamăgit de mine. Acum vrei să mă schimbi așa ușor? Nu, Bianca, dar mă lasă-mă că am vorbit atâta sătul, serios. Lasă-mă. În plata Domnului, te rog frumos. Am zis, n-am nimic cu tine, tot respectul. Păi uite, iubita ta a zis să rămân cu tine. Bun, acestea fiind spuse, vă rog din tot sufletul meu, eu personal, pe mine nu mă interesează, atenție ce vă spun. Eu sunt aici prezentator. Pe mine nu mă deranjează, dar în momentul în care atingeți producția, este foarte urât. Am spus încă o dată, doamna Andreea, îmi cer scuze, dar toată înverșunarea aia care s-a întâmplat, de nu mai înțelegeam, în capul meu era s-a pupat, Radu, m-am gândit... Nemulțumiri la adresa producției, la adresa mea, la adresa noastră, puteți avea cu motive întemeiate, dar să vii cu o acuzație și cu o jignire. Păi, doamna Andreea, eu am crezut că tot task-ul acesta vine din partea producției, toată această înverșunare, dar dacă nu a venit și de fapt chiar s-a întâmplat, îmi cer mii de scuze, pentru că știți foarte bine că niciodată n-am făcut chestia asta. Nici producția nu poate gândi atât de împletit ca tine. Dar chiar era împletit, doamna Andreea. Chiar era. Crede-mă că te-am urmărit cu mare distracție. Îmi doresc tare mult să explici și Xeniei. Da, tot, că nu... Iau de la zero, de la cap. Ce frumoasă ai făcut tu acolo la tine, tu cu tine, și cum ai atras și alți oameni de partea ta. Păi așa s-a întâmplat, doamna Andreea. Da, mergi și îndeplinește-ți promisiunea. Radu, nu ne acuza până când nu ești sigur. Da, facem teste, facem jocuri, da. Te asumi aici. Frumos! Crezi că Xenia încearcă să se despartă de tine? Percă? Îți dorești tu ca ea să-și dorească să se despartă de tine? Clar nu. Clar nu-mi doresc chestia asta. Bine. Nu, chiar nu-mi doresc chestia asta. Sper să nu faci. Sper să fie așa. Și atenție mare cu pedepsele. Mai bine acceptați un task, durează 2 secunde, 1 secundă și la revedere. Asta am spus. Asta ai spus și tu, Xenia? Da, că decât o atingere, doamne. Iar pedepsele sunt variate. Întotdeauna vor fi variate. Eu nu aș fi, acceptat. Atingere ne deranjează. Eu nu aș fi acceptat. Eu am pedepsă? Pentru? Nu știu. Pentru mine? Nu. Pentru ce să ai pedepsă? Că nici tu, nici Radu nu ați fi avut pedepsă. Era ceea ce voi ați spus. Noi n-avem cum să vă pedepsim pentru ceea ce spuneți voi, după care vă răzgândiți. Păi nu mai înțeleg care. Acum am înțeles care e task-ul și care este acum ce am spus eu. S-au pupat fetele după tine. Task-ul este scris pe foaie, task-ul apare pe televizor. Când apare pe televizor un mesaj, atenție mare cum îl citiți. Ne-am înțeles acum, doamna Andreea, tot și îmi cer mii de scuze pentru că am vorbit prost. Dar înțelegeți ce a fost la mine? N-am înțeles nimic, așa cum am înțeles tot și gata. Du-ți-l pedeapsă. Eu nu. Când va veni noua concurentă, bineînțeles că îți vom scrie pe televizor că ai șansa să-ți ții promisiunea. Dacă simt.
Da, cu simți, dacă așa vrei, bineînțeles, normal. Dar noi îți vom reaminti? Poate simți. Poate să simți. Nu care cumva să zici în fața Larisei că ai fost obligat și că a fost un task. Nu, păi nici ea n-a fost obligată, ea a simțit să facă asta. Ele au simțit să se pupe, nu au fost obligate. Da, fetele n-au știut. Deci, fetele n-au știut ce pedeapsă vor lua. Le-am zis așa. Ce alegeți, să fiți pedepsite sau să-l pupați pe băiat? Nu, am fost ok cu asta. Dar nu mi-a fost ok cu asta. M-așteptam să iau pedeapsă, Maria. Chiar dacă ne vedeam. Eu nu voiam pedeapsă, care e problema? Este alegerea ta, doar ei, nu vezi? Mi-a picat bine, nu mi-a convenit. Ar trebui să înțelegi. Văd că avem niște fete foarte îndrăznețe acolo. Chiar și Maria, m-a surprins. Bă, restea deschisă la provocări cum sunteți și voi, doar că n-ați avut ocazia. Dar a fost un joc, Ionuț. Asta zic și eu. Pe mine m-a deranjat faptul că i-a spus că pe ea n-ar deranja-o dacă aș face. Da, Andreea, n-a făcut un joc de fotbal. Te-am zis că vin dincolo să pupi o fată. Nu m-am așteptat. Eu cumva înțeleg frustrarea la băieți că ăștia care sunt în cupluri sau în cunoaștere mai așa, pentru că nici. Iartă-mă pe mine, dar...